Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început școala, s-au organizat festivități peste tot în țară, pe la școli și licee au venit diverse oficialități locale sau de la centru, în general persoane care au în responsabilitate pe fișa de post, direct sau indirect, organizarea și finanțarea sistemului de învățământ din România. Pentru mulți, asta a fost și singura vizită pe care o vor face într-o școală de-a lungul întregului an, dar prilejul unor poze cu alegătorii și prilejul unor declarații sfărăitoare, autolaudative, este irezistibil. Ca de obicei, cu astfel de ocazii, s-au produs și diverse tăieri de panglici, inaugurări festiviste, mai degrabă decât festive, ceea ce ar trebui să fie activități normale într-o țară prosperă și civilizată, se transformă la noi în evenimente găunoase, în care oficialii se bat pe spate încântați de ei înșiși că au mai ctitorit câte un WC-ul sau, cine știe, zugrăvirea vreunei săli de clasă. Impostura aceasta managerială impregnează toate nivelurile, începând cu vârful. Așadar, iată, însuși ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, și primarul sectorului 4 din capitală, Daniel Băluță, au patronat luni, la deschiderea anului școlar, o inaugurare mincinoasă. Festivitatea a avut loc la școala gimnazială și grădinița numărul 190 din București, la care se desfășoară lucrări de multă vreme. Lucrările acestea au costat deja bani publici, 14 milioane de lei, și trebuiau să se încheie încă din vara anului trecut. Publicația Buletin de București a observat că edilul a anunțat pe Facebook că a dat în folosință grădinița nou construită și că pune, citez, la dispoziția copiilor toate facilitățile necesare pentru a face performanță. Iată ce scrie primarul, citez din nou, o grădiniță nou-nouță, pe care tocmai am dat-o în folosință astăzi. Școală modernizată și autorizată ISU, terenuri de sport, pistă de atletism și, nu în ultimul rând, un bazin de not semi-olimpic, singurul din București, omologat. Și am încheiat citatul. Ceea ce, din păcate, este o exagerare, dacă nu chiar o minciună de-a dreptul. În realitate, ușile grădiniței sunt în continuare închise, iar copiii învață în continuare la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Împăratul Traian, numit Brâncoveanu Tower. Pentru că, desigur, dacă am uitat, Brâncoveanu este domnitorul care a fost decapitated de către The Turks. Și de aceea are Brâncoveanu Tower. Numeroși părinți indignați comentează la postarea primarului de pe Facebook. Iată, o să citez doar câteva. Minciuni, la asta vă pricepeți cel mai bine. Nu ați deschis niciun sediu, copiii merg în continuare la sediul închiriat. Altcineva. Grădinița 190 nu a fost dată în folosință, astăzi copiii au început în sediul vechi, Împăratul Traian. Altcineva. Jenant să mințiți așa pe față, domnule primar, grădinița școlii 190 nu este dată în folosință, bazinul de not este închis de peste un an de la terminare, nu puteți manipula toți locuitorii sectorului. Altcineva. Bazinul de not funcționează doar la voi pe hârtie, în realitate este închis. Și tot așa, mă opresc aici cu citatele din comentarii. Să remarc și faptul că unii comentatori protestează pentru faptul că li s-au șters comentariile de la postarea primarului în care spuneau care este adevărul. Păi ce se așteaptă? Deci asta e ce a rămas. Ulterior, directoarea școlii numărul 190 a confirmat pentru Buletin de București că inaugurarea nu s-a referit și la posibilitatea folosirii ei de către copii. Adevărul că primarul a spus că e gata. Da. N-ai și, și dat-o în... Da, e gata, dar nu poate fi folosită. Deci n-a mințit. Parțial gata, cum ar veni, e doar recepția lucrărilor, mai sunt necesare avize, spune directoarea, care ar urma să fie obținute în perioada următoare. Deci nu e vina lor, ei au făcut și-au făcut treaba. Da. Cei de la avize. Practic inaugurăm de mai multe ori, după aia când o să fie efectiv inaugurarea. Vin cu hârtia, uite avizul. Da. Sau, știți că s-au mai întâmplat astfel de cazuri, avem situații de obiective inaugurate și de câte 3-4 ori. Da. Se tot inaugurează. Se inaugurează când încep lucrările. Da. În continuă lucrările. Da. Bun, acum, evident, copiii sigur nu beneficiază nici de bazinul de not semi-olimpic despre care primarul Băluță a scris pe Facebook cu ocazia începerii anului școlar. A trecut mai mult de un an de când edilul a anunțat că bazinul de not este gata, însă el stă în continuare cu ușile închise. Suspans. Practic se umple mai greu, poate că nu e debit la robinet. Și... Da, și acum
trebuie să ne întrebăm, totuși, care este construcția psihologică din mintea acestor oameni care țintesc un public atât de larg, cu minciune atât de ușor de verificat. Că toți mai mințim din când în când. Uh-huh. Eu nu sunt psiholog, dar îmi imaginez că asta face parte dintr-o personalitate normală, să mai spui și câte o minciună din când în când. Nu cred că există om care n-a spus în viața lui nicio minciună, nicio minciunică. Dar, prin definiție, minciuna este ascunderea adevărului. Nu asta e. Ce sens are să spui o minciună de față cu adevărul? Adică ești în fața adevărului și spui că adevărul este altul. Ce sens are să inaugurezi ceva ce încă nu e funcțional, ba chiar de față cu beneficiarii respectivi, părinții care erau fizic la gard? Ei stăteau la gard și priveau primarul care spunea că s-a inaugurat grădinița care este în continuare închisă pentru că copiii acestor părinți învață la Brâncoveanu Tower, la parter. Which is cool. Cum e? Deci părinții știu perfect care e situația. Mai mult, ei sunt și votanții tăi. Deci ce rost are să le spui o minciună pe care o pot verifica atât de simplu prin simpla prezență la fața locului, unde se și află? Bun, și acum concluzia e asta, că dacă un primar și un ministru până la urmă, că domnul Sorin Câmpeanu era acolo. Deci dacă dânsii mint când adevărul este atât de evident, nu pot să nu mă întreb, oare ce fac ei cu banii publici când, domnule, chiar se pot ascunde cu adevărat și lucrurile nu sunt atât de evidente? Adică asta mă înspăimântă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.